context, în acest moment, practic, apare Sigismund în la Oradea. Sigismund este rapid atras de profilul de sfințenie al lui Ladislau, un sfânt rege, ocrutitor al dinastiei, un model de cavalerism și, să nu uităm, un model de luptător împotriva păgânilor, acum reprezentat acest păgâni de otomani. O primă legătură simbolică, sau o altă legătură simbolică a lui Sigismund cu Oradea, a fost înmormântarea aici a primei sale soții. Aceasta moare într-un accident călărea, însărcinată fiind, și a murit căzând de pe cal și a fost adusă și mormântată la Oradea. Pentru a-i păstra memoria vie și pentru ajuta în mântuirea sufletului, de fapt, Sigismund a fondat niște liturghii perpetue, niște mise perpetue, pentru care a făcut niște daruri foarte importante. Daruri, mă refer atât la, la pământuri, cât și la venituri. Mai târziu, după cum spun documentele, din documentele este ceea ce dorea el să se întâmple. La noul altar, adică la altarul nou fondat al Fecioarei, biserica catedrală era dedicată Fecioarei, pe care l-a fundat din nou, a cerut să se slujească o misă, una pentru păcate, pentru iertarea păcatelor, alta pentru cei morți și alta, a treia, care era în funcție de ziua liturgică, în ziua respectivă. Și ulterior, deci după, pe lângă aceste trei mise, trebuiau intonați psalmi continuu. Deci era un serviciu continuu la în jurul altarului și în jurul mormântului, atât al reginei, cât și al Sfântului Ladislau. Există un document foarte, foarte interesant din 1406, care vorbește despre un eveniment întâmplat în catedrală. Ori mânarea uitată aprins în sacristie a dus la un incendiu devastator, un incendiu care a ars atât arhiva, o vedea un lucru foarte important, cât și foarte multe podoabe și odoare ale bisericii care existau acolo. Capitolul de catedral funcționa pe vremea aceea ca un loc de adeverire. Adică domnul de Helean nu ar fi avut un rol foarte important în Oradea, fiindcă acest rol era jucat de capitolul de Oradea. Erau un oficiu notarial. Toate tranzacțiile, toate înțelegerile se încheiau cu acte emise de către capitol. Arhiva păstra aceste acte și puteau să se pună deci o copie. Din păcate, multe dintre ele au ars la acest incendiu. Totuși, un lucru miraculos s-a întâmplat atunci. Dintre toate cele care se aflau în sacristie, așa spune documentul, singurul lucru care s-a păstrat, a rămas neatins, a fost relicvarul care ținea
capul pentru Ladislav. Cu această ocazie, afirmând miracolul și reconfirmând niște donații pe care le făcuse catedralei, Sigismund afirmă pentru prima dată că dorește să fie înmormântat la Oradea alături de Sfânt. Deci iată cum se face o nouă uniune simbolică între aceștia doi. Tot ca o consecință probabil a acestui moment, Sigismund de Luxemburg comandă această permă, acest relicariu pust a Sfântului. Vorbim de moaște, vorbim de miracolele pe care le efectuau. Moaștele sunt niște fragmente minuscule, niște fragmente de oase, niște care nu au un aspect prea atrăgător. De aceea, ele sunt de multe ori îmbrăcate în această piele nemuritoare a aurului, care le face vizibile, le arată maestatea, le arată importanța. Sigismund a comandat o astfel de piesă, extraordinară calitate, pentru relicariul Sfântului Ladislav, pentru capul său. Acest odor al catedralei din Oradea a ajuns ulterior, din fericire s-a păstrat, a ajuns la Gheorghe. Împăratul a avut nenumărate intervenții pentru a încuraja biserica de la Oradea. Deja știm de indulgențe pe care le-a mediat încă din jurul anului 1400. Indulgențe însemnând niște scrisori emise de papi care promiteau celor care ajută sau vizitează sau dau o mână de ajutor pentru instituția ecleziastică, promitea o iertare a păcatelor sau, mă rog, o spălare a păcatelor în purgatoriu pentru un anumit număr de zile sau de ani. Biserica din Oradea a beneficiat de numeroase indulgențe mediate de împărat, deja de la 1401. Aici arăt doar câteva de mai târziu, în care mi se spune, la modul direct, care regele romanilor Sigismund și al Ungariei, care a ales mormântul său în biserica Sfântului Ladislav din Oradea, în sensul de biserica în care se află Sfântul Ladislav. Și care reconfirmă acele servicii perpetue. Trebuie să ne gândim că continuu, acolo se spunea o rugăciune, se intona oficial liturghie, în memoria atât a Mariei, cât și a Sfântului. Însă, atrage atenția, fiindcă la un moment dat este nemulțumit de serviciile prestate de canonici, vrea să aleagă alți preoți care să servească la acestea. Sunt foarte multe documente care atestă acest interes special în Sigismund pentru liturgia din interiorul bisericii. Și niște relevă și faptul că foarte mult, foarte mult popor, foarte mult, mulți oameni ajungeau în peregrinaj la Braca Sfântului. Știm că acest serviciu instituit de Sigismund a funcționat cel puțin până la mijlocul secolului al XVI-lea. Deci, episcopul Nicolaus Olahus deja încă la mijlocul secolului al XVI-lea atesta faptul că la mormântul reginei, la mormântul regelui, împăratului și în biserică se întâmplau aceste liturghii. Însă, acum, la acest mijloc de secol XVI, se întâmplă mai multe lucruri care
vor avea consecințe foarte funeste, foarte grave asupra orașului și asupra instituției. Vorbim odată de dezastrul armatei, vorbim de dezastrul armatei ungare de la Mohaci, de la 1526, de transformarea Ungariei în vașalâg și de luptele continue care s-au dus aici la graniță și de pentru, în special pentru instituția bisericii catolice, în momentul respectiv, reforma. Reforma care a avut un aspect violent, mai ales în timpul italienilor. Cândva, în jur de 1560, reformații au risipit moaștele Sfântului Ladislav. Pentru reformă, Sfinții nu mai aveau importanță și ca urmare au socotit că prezența acestora în biserică putea fi un motiv pentru a fi revendicată din nou de către catolici la un moment dat. Biserica și-a pierdut funcția de lătaș al memoriei Sfântului Ladislav, totodată și a memoriei împăratului Sigismund, pentru o vreme. Ulterior, Oradea a fost și cucerită de otomani. Într-un secol jumate se cam șterg în mare măsură urmele a ceea ce s-a construit anterior. Chiar biserica catedrală va dispărea, fiind înlocuită cu o cetate și un palat. Rămășițele sale vor fi utilizate ca material de construcție, trimite în plimbările prin cetate de mai demult, puteam observa foarte, foarte multe fragmente din bolțile bisericii integrate în construcții. Practic, nu mai avem în inima cetății catedrală, nu mai avem nici mormântul Sfântului Ladislav, nici mormântul împăratului Sigismund. După recucerirea orașului și venirea Habsburgilor, cetatea, mă rog, își rea funcția militară și la un moment dat, la 1755, se fac niște săpături pentru o fântână și se descoperă niște vestigi pe care le vedem aici desenate. Avem de-a face cu un bloc crucifer, cu un fragment de coroană și cu o insignă, dacă mai țineți minte, o insignă care aparține Ordinului Dragonului. Aici avem planul, curții interioare și locul în care s-au descoperit acestea. Aceste descoperiri au fost puse câteodată, mai argumentate altor lucruri contestat, au fost puse în legătură cu mormântul împăratului Sigismund, care a fost descoperit întâmplător prin săparea unui fântâni. Vestigiile s-au păstrat, unele dintre ele, acea insignă a Ordinului Dragonului nu se mai găsește, dar acestea sunt încă vizibile, sunt păstrate. Dacă ne uităm, globul Crucifer ar putea să fi fost putea să facă parte din acele insignia ale împăratului. În biserica catedrală se află actualmente sub pământ, mai sunt doar fundații. Unele dintre aceste fundații au fost descoperite
Unele din vestigiile au fost descoperite în, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Însă, nu știu în ce măsură aceste lucruri, aceste săpături se pot verifica. Avem aici colegi care, sigur, știu foarte bine dacă ne putem baza pe aceste planuri sau nu. Însă ceea ce cred că ar merita, nu știu care sunt planurile efective, cred că ar merita ca cetatea să găzduiască un loc în care memoria atât a Sfântului cât și a Împăratului să poată fi din nou aprinsă. Adică un loc care să readucă memoria la locul său inițial. Sigur că există o nouă hermă a Sfântului Ladislau, aceasta este una de secolul al XIX-lea, la catedrală, există o statuie a Sfântului Ladislau tot acolo, însă ar merita la fel de bine o statuie a Împăratului Sigismund și un loc în cetate pentru memoria lor. Probabil despre aceste lucruri vă pot informa colegii noștri care se ocupă de săpături arheologice de acolo sau cei care știu mai bine care sunt planurile municipalității în legătură cu acest loc. În expunerea mea, prin expunerea mea nu am dorit să aduc, repet, ceva nou, informații noi despre aceste personalități, ci doream să afirm și să sprijin prin eforturile mele integrarea lor într-un ceea ce s-ar putea numi o imagine a Oradei de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Noi vă mulțumim foarte mult. Ați avut foarte mari emoții. Cred că ați fost cel mai emoționat speaker pe care l-am avut și într-un fel eu mă bucur că ați fost emoționat pentru că nu vă așteptați la atât de multă lume. Să știți că și pe noi ne ia uneori prin surprindere organizarea asta de evenimente, că am constatat că ne mulțim de la eveniment la altul, așa că probabil dacă veți continua să veniți în număr mare, o să ne mutăm în altă parte ca să încăpem toți. Știți cum procedăm la final, la fiecare conferință? Eu vă întreb, dacă aveți precizări de făcut, dacă vreți să discutați sau aveți curiozități, avem două microfoane la dispoziție până la urmă. Dacă nu, atunci vă invit afară la degustarea de vinuri. Avem două tipuri de vinuri, de la Kosher și, bineînțeles, de la o asociație locală de producători de vinuri, se numește Vințelă. Avem întrebări? Eu sunt dispus să mă plimb prin sală, dacă vreți să faceți precizări, dacă aveți ceva ce nu vi s-a lămurit, dacă nu, mergem frumos la vin afară, la degustare. Domnul Drecin. Auditoriu. Eu nu sunt medievist. Mă preocupă cercetările de istorie contemporană, de istorie modernă, dar sigur, de-a lungul anilor acumulez cunoștințe și din alte epoci istorice. La nivelul spațiului nostru geografic românesc, la nivelul istoriei locale, la nivelul istoriei centrale europene. Acum, ceea ce dumneata ne-a spus aici sunt lucruri interesante, cum spune și dumneata, sunt în parte cunoscute. Colegii de la muzeu care au săpat în ultima vreme știu mai multe decât știm noi. Sigur, întâmplarea face că pregătesc pentru 26 noiembrie la Academie o comunicare, tema fiind generală fiind Nicolae Iorga, contemporanul nostru. Și i-am spus că voi încerca să prezint Nicolae Iorga la Oradea. Iorga de două ori a fost la Oradea,
în 1902, când a cercetat manuscrisele păstrate în Biblioteca și Arhiva Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, ea de fapt venea de la Blaj, a fost la Blaj, a cercetat documentele Mitropoliei de la Blaj, la Beiuș și la Oradea, și după aia a mai fost în 1938. Pe 1 decembrie 1938, el ține o conferință în sala teatrului, care va fi publicată, este publicată în numărul 1 din Familia, pe 1939. Găsiți această conferință în numărul respectiv al Familiei la Biblioteca Județeană. E bine, sigur, Iorga, discursul lui, conferința lui, se încadra în spiritul momentului. În 1938, deja politica revizionistă a Germaniei, Italiei, dar și a unor aliați mai mărunți cu ambiții, care merg până în începutul Evului Mediu, rectea Ungariei, era la modă. Și, nu întâmplător, Iorga a venit și a ținut această conferință. Titlul este, mă rog, foarte clar, pentru apărarea graniței de apus. Așa s-a numit conferința lui Iorga. Și acum, la un moment dat, în această conferință, el se oprește asupra unei idei. Spune, rostul nostru în aceste regiuni. Regiunile de graniță a României întregite. Da? Și spune așa. Acum vin, citez, nu comentez, ce spune Iorga. Și nu-l putem să-l acuzăm pe Iorga că nu avea o imagine foarte clară, nu numai a istoriei noastre, ci și a istoriei Europei. Din antichitate până în vremea sa. El spune așa. Acum vin la rostul nostru în aceste regiuni. Iată cum se prezintă lucrurile. Pentru ca să se ceară această parte din pământul românesc, era politica revizionistă a Ungariei și nu numai, cu rezerva de a se cere pe urmă și mai mult, pentru că se știe că apetitul vine mâncând. De aceea, anumiți oameni trebuie puși la punct de la început pentru manifestările lor în apetitul de care vorbesc. Aceasta este cetatea sfântă a regelui Ladislau, vorbea de Oradea. Aici un șir de regi unguri au venit să se îngroape. A te îngropa undeva, aceasta nu-ți creează numai decât un drept extraordinar. Nu ceea ce dai pământului din oasele dumitale putrede este un argument, ci ceea ce dai tuturor din energia dumitale creatoare. Da, un număr de regi unguri, dintre care unii erau așa de puțin unguri, ca Sigismund de Luxemburg, francez de origine, continuator al angevinilor, toți francezi, șeful unei aristocrații noi de cavaleri, în care intrau o mulțime de români, toți vitejii din Maramureș, din țara Hațegului și așa mai departe. Iar în ceea ce privește situația lui, era aceea de împărat roman. Ungaria era pentru dânsul un mijloc de care se servea ambiția lui imperială. Toți regii aceștia se poate întâmpla să-i fi apucat moartea acolo, dar, adică în Oradea. Dar de unde argumentul acesta că dacă în casa dumitale moare cineva, moștenitorii aceluia să vină și să-ți facă proces de oarece tatăl nostru a murit în casa dumitale, casa este moștenirea noastră. Mărturisesc că nu văd argument. Deci, sigur, trebuie să ținem cont de istoria locului, dar istoria locului nu numai la nivelul elitelor. Pentru că cei doi
regi, împărați de care vorbeai dumneata, fac parte din elita momentului. Elita aceasta, pe ce se baza? Pe niște oameni, pe niște locuitori. Și tot documentele spun că marea majoritate a locuitorilor vremii respective erau români. Sigur, articolul acesta este foarte interesant. La Oradea erau metate, erau și italieni, erau și la vedere, ca și meseriaș adus. Ei, articolul acesta este acela istorie contemporană, scuză-mă, îs acasă, și contextul este aproape același. Aproape același. Bine, mulțumesc. Eu zic că se încinge discuția la degustarea asta de vin care ne așteaptă pe toți și ne-am încălzit destul de la aerul condiționat. Vă mulțumim foarte mult că ați venit, vă așteptăm la următorul eveniment. Deocamdată nici noi nu știm care e acela, dar vă anunțăm. Nu uitați să ne lăsați adresele dacă doriți să vă anunțăm despre evenimentele noastre. O seară plăcută în continuare!